Locuitorii orașului Cupcin continuă să-și distrugă sănătatea consumând apă în două cu neamul. Din cauza peductului vechi de jumătate de secol, apa este de culoare maronie, iar probele de laborator arată că aceasta nu este bună pentru consum. Soluționarea problemei pare să fie încă foarte departe, în contextul în care autoritățile elaborează abia proiectul tehnic. În localitate ar urma să fie renovați 10 km de apeduct și canalizare. Până atunci, consumatorii de aici plătesc cel mai mare tarif din Republica Moldova pentru un metru cub de apă, aproape 40 de lei. Noi nu am dispus de așa bani în buget, am repartizat în două părți. Prima parte de 240.000 a fost achitat și de acum avem prima parte a proiectului tehnic pentru apă și canalizare, absolut tot. Anul acesta am planificat încă 240.000 de lei pentru a efectua lucrările a doua parte. În timp ce autoritățile dau vina pe lipsa de bani, oamenii spun că suferă în fiecare zi, mai ales cei care locuiesc la bloc. Locatarii sunt nevoiți să care apă cu gălețile de la fântână. Am 63 de ani și după operație. Și mi-e greu să ridic până la patrul etaj, dar tot trebuie să faci mâncare dintr-însă. Și iar trebuie să cobori, să te duci la fântână. Dar e greu, e tare greu. Din cauza țevilor vechi, uneori din robinete curge apă ruginie. De mult nu a fost apă câteva zile. Dar când vine neagră, verde, parcă are paie pentru însă. Nu e curată. Am unde să o mai limpezătorul, zic, mai cozi mai așa. Dar când e obște, nici de spălat, 100 nici de spălat nu putem spăla. Tot din cauza calității proaste a apei, tehnica de uscasnic se defectează cu regularitate. Spălăm cu mașina, dar el tot îi trebuie să o lăsăm câteodată să limpizească și pe urmă să spălăm. Dacă apa e mânjită, lucrează o lună, dar câteodată poate nici o lună și ies străcă iar mașinile. Oamenii spun că nici filtrele nu rezistă prea mult. Eu doar mă uit la filtru. Deci în câteva zile filtrul se transformă în negru. Adică vine apa nefiltrată, eu o filtrez, schimb filtrul și tot așa și tot așa. Atâția ani nu se rezolvă această problemă. Îmi pare rău foarte mult, fiindcă autoritățile nu iau nicio atitudine serioasă. Noi nu folosim apa de la robinet în scopurile de a pregăti bucate. Deci în scopuri de alimentație noi nu o utilizăm. Noi luăm apă de la fântână. Dar noi nu suntem mulțumiți de calitatea apei și prețul este foarte mare. Totuși, autoritățile locale dau asigurări că lucrurile se mișcă în direcția bună și că locuitorii din Cupcin sunt tot mai aproape de a avea apă potabilă de calitate la robinet. Suntem la finish, adică la finisare. Am coordonat absolut cu toate instanțele care trebuia de coordonat. Ne-a rămas încă cu Ministerul Infrastructurii, deoarece traversează țava, traversează trasa internațională. Proiectul de construcție a unei rețele noi de apeduct și canalizare este realizat în comun cu municipiul Iedineț, localitate care a primit deja 50 de milioane de lei din partea Uniunii Europene.